Dacă ne uităm la elementele pe care le găsim în miturile școlilor de mistere păgâne, găsim povestea Fiului lui Dumnezeu care moare și învie, născut dintr-o virgină, are 12 apostoli, transformă apa în vin la nuntă, aduce o nouă religie de iubire, este acuzat de erezie și este omorât uneori prin crucificare. Și dacă vrei să te împărtășești, trebuie să mănânci pâine și vin și apoi ajungi la viața veșnică. Toate astea reprezintă creștinismul, Paștele. Paștele se celebra cu mult înaintea creștinismului, având altă semnificație. Se sărbătorea nașterea primăverii din moartea iernii. Acesta e un ritual șamanic antic și îl întâlnim pe tot globul în care tăceai printr-o moarte rituală și te rănește ca o ființă trezită. Deci murei față de ființa ta inferioară și te trezeai la ființa ta superioară, asemănând cu Vechiul Testament. Le găsim și în Vechiul Testament. În mitologia iudaică, de asemenea, nu sunt doar asemănări cu religiile păgâne, de exemplu înălțarea. Avem înălțarea din Vechiul Testament, a lui Ilie, care este foarte dramatică. Ilie și Elisei sunt doi profeți evrei care parcurg multe din elementele din povestirea lui Isus. De exemplu, aceștia multiplică mâncarea, învie morți, fac miracole pe apă, există un miracol în care se înalță în rai. Este asta o împlinire sau doar o copie a unei teme folositoare? Se poate vedea când au folosit personaje din Vechiul Testament ca o schemă pentru Isus. Multe din alte aspecte etice ale creștinismului există dinaintea acestuia. Nu face altora ceea ce nu vrei să ți se facă ție, este de fapt din Vechiul Testament. Iisus nu a făcut asta. Multe alte aspecte ale eticii creștine, pe care poate am simțit să le aplaudăm, sunt niște aspecte foarte bune ale eticii creștine, care se regăsesc în filozofia stoică în Roma, care, că tot a venit vorba, era exact școala etică și filozofică pe care o promovau flavianii. Puțin din viața lui Iisus este original. Dacă scoatem din vorbele lui Iisus sfaturile în favoarea familiei Romei imperiale, tot ce rămâne sunt fragmente din diverse filozofii cunoscute, adevărul și concepte ce provin direct din literatura evreiască anterioară. Josephus a scris că o femeie pe nume Maria, care și-a numit fiul, un mit pentru lume, l-a omorât, l-a mâncat, astfel transformându-l într-un miel de Paște uman. În Evanghelie găsim cina cea de taină. Iisus le spune discipolilor săi, luați, mâncați, acesta este corpul meu, acesta este sângele meu, astfel devenind el mielul de Paște. Aici avem semnătura flavianilor, ceea ce ne demonstrează că ei sunt autorii evanghelilor. Se pot vedea amprentele lor prin toate aceste texte. Dacă încep să decodifici aceste texte, ajungi la niște concluzii tulburătoare despre cum a apărut creștinismul și cum s-a dezvoltat. Cercetătorii noștri ne-au arătat că evangheliile nu au fost scrise de evrei pescari primitivi, ci sunt niște opere literare sofisticate care îmbină ideile religioase ale acelui moment cu perspectiva politică și puterea Romei. Cercetările lui Joseph Altwell ne arată că dacă citim operele lui Josephus în paralel cu Noul Testament, vom vedea că evenimentele din viața lui Isus nu au fost evenimente istorice, ci mai degrabă se leagă de viața și campaniile militare ale lui Titus Flavius. Iisus Hristos a fost o alegorie pentru cezarul roman Titus, Mesia Imperiului Roman, romanul Fiului Dumnezeu pe care creștinismul era pregătit să-l venereze.